Povestea se numește Peter Pan. De mult, tare de mult, trăia în Londra o familie fericită, care avea trei copii, Wendy, John și Michael. Într-o seară, în timp ce frățiorii dormeau, fereastra se deschise și în cameră intrară un băiețel năzdrăvan și o zână mintitică. Erau Peter Pan și zâna Clopoțica din țara de nicăieri, pentru că Wendy știa multe basme. Peter Pan o invită să meargă la el în țară ca să le spună povești băieților pierduți. Clopoțica presără peste cei trei frățiori un praf fermecat care le dădu și lor puterea de a zbura. Apoi, ufori ca niște fulgi, porniră spre țara de nicăieri. Pe insulă, în țara de nicăieri, Peter le povesti copiilor despre capitanul Hook, zis Cârlig, un pirat floros, care, în urma unei lupte complete, își pierduse o mână între fălcile unui crocodil uriaș. Într-o zi, în timp ce Wendy și frățiorii ei se jucau de indigenii, capitanul Hook îi răpi și duse pe corabie. Voia să-i folosească pe copii pentru a-l atrage pe Peter Pan într-o capcană. Peter Pan, avertizat de zâna Clopoțica, plecă să salveze prietenii. În scurt timp, el își eliberă, înfuriindu-l la culme pe capitanul Hook. Înfuriat că Wendy scăpase din lanțuri, Cârlig se luă după ea, dar Peter Pan să intre pe racifată, două atacuri de spadă binețintite și piratul găzu peste bord. Acolo îl aștepta crocodilul dornic să mănânce. După atâtea aventuri, Wendy și frații ei hotărâră că ar fi timpul să se întoarcă acasă. Sfârșit!